ziua vă salută Tatiana și în același timp vă doresc un început de săptămână frumos, să aveți zile pline de realizări și de bucurii. Deoarece am lucrat fustița pentru fetițe nou născute, haideți să facem și un bolero. Din același fir, același material, bineînțeles, de salurex, eu am montat deja, lucrând cu același croșet numărul 3, vă spuneam, am montat un număr de 40 de ochiuri de lanț, deci 40. În acest moment eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picior dublu, voi lua firul pe croșet și 1, 2, 3. În corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț, voi intra și voi face un picioruș dublu. Deci ar veni două piciorușe în corespondența acelui ochi de lanț. Apoi voi face două ochiuri de lanț, care vor fi ochiuri de lanț de separare. Și voi continua lucrând un număr de 11 piciorușe duble. Deci avem 1, 2, și vom continua până la 11. Acum sunt 3 și vom continua singure. Lucrate cele 11 piciorușe duble, vom face 2 ochiuri de lanț de separare, vom lua firul pe croșet și vom continua lucrând un număr de 16 piciorușe duble, deci în corespondență fiecărui ochi de lanț, vom continua lucrând 16 piciorușe duble. Lucrate cele 16 piciorușe duble, vom face din nou 2 ochiuri de lanț de separare, luăm firul pe croșet și vom continua lucrând din nou un număr de 11 piciorușe duble. 11. Lucrate și cele 11 piciorușe duble, voi face din nou 2 ochiuri de lanț, iar în corespondența ultimului ochi de lanț, voi face 2 piciorușe duble. Am făcut primul și apoi cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. 3 ochiuri de lanț pentru a ne ridica în sus și vom intra în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț, dar mai întâi luăm firul pe croșet. Aici în spațiu vom lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. Apoi vom continua lucrând cele 11 piciorușe duble din rândul anterior. În corespondența fiecărui picioruș, noi vom face un picioruș dublu și ne vom întâlni când vom ajunge în corespondența ochiurilor de lanț. Am ajuns în corespondența ochiurilor de lanț, aici vom repeta 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu. În felul acesta noi înmulțim și dăm lărgime lucrării noastre. Și vom continua cu cele 16 piciorușe duble și ne vom întâlni din nou în corespondența ultimului spațiu format de cele 2 ochiuri de lanț. În corespondența ochiurilor de lanț vom lucra din nou 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Și continuăm cu piciorușe duble până în corespondența următoarelor 2 ochiuri de lanț. Iar acolo ne întâlnim din nou pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului în corespondența celor 2 ochiuri de lanț de separare. Aici voi lucra 2 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 2 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care
vom face din nou 1, 2, 3 ochiuri de lanț, vom întoarce lucrul și vom intra din nou direct în spațiul format din ochiurile de lanț, repetând două piciorușe duble. Vă rog să mă scuzați, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble și vom continua lucrarea exact în modul în care am făcut până acum, repetând aceleași două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble, în spațiile formate din ochiurile de lanț, până când ajungem la sfârșitul rândului. Fiecare sfârșit de rând și fiecare început de rând va începe în acest mod. Acum noi vom lucra acest rând singure, iar în momentul în care voi ajunge la capătul rândului, vă voi arăta încă o dată modul în care trecem la rândul următor. Am ajuns din nou la capătul rândului și așa cum v-am promis, vă arăt încă o dată modul în care lucrăm, în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare vom face două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urma de alte două piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț, întoarcem lucrarea și vom intra direct în spațiul format din ochiurile de lanț, repetând două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble. Apoi vom continua procedând în același mod ca și până acum. Deci la sfârșitul fiecărui rând vom încheia și vom începe noul rând în acest mod, atât de o parte cât și de cealaltă. Acum noi vom lucra singure. În modul în care v-am arătat, am lucrat un total de 8 rânduri. 8 rânduri, începând cu primul rând de piciorușe duble, apoi avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci avem 8 rânduri. În acest moment, eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi lucra în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare, două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. După care, virul pe croșet și voi număra 1, 2, 3, voi intra în cel de-al patrulea picioruș și voi lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble, în corespondența aceluiași picioruș. Deci vom face exact același model pe care l-am făcut la fustiță. Apoi din nou voi număra 1, 2, 3, voi intra în corespondența celui de-al patrulea picioruș și voi lucra două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble. Vom sări din nou trei piciorușe și vom intra în corespondența celui de-al patrulea, avem 1, 2, 3. Aici vom repeta din nou două piciorușe duble, două ochiuri de lanț, două piciorușe duble. Vom lucra în felul acesta până când vom ajunge în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț de separare. Iar acolo ne vom reîntâlni și vom continua. Deci noi ne vom întâlni aici. Am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț de separare. Aici noi vom lucra două piciorușe duble, 1, 2. Vom lua acest colț, deci primul colțișor. Vom intra prin
corespondența acestuia. Îmi face un ochi de lanț. Acum, cele două ochiuri de lanț de separare, voi face următoarele două piciorușe duble. Și în felul acesta am format prima mânecuță, după care vom continua. 1, 2, 3, vom intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț și vom lucra celul de-al patrulea picioruș dublu, scuzați, și vom lucra din nou cele două piciorușe duble, două ochiuri de lanț urmate de alte două piciorușe duble și vom lucra astfel până în corespondența următorului spațiu de separare. Uitați-vă cum se prezintă aici. Am ajuns în corespondența următorului spațiu format din ochiurile de lanț de separare. Aici vom lucra în mod normal. Două piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare urmat de două piciorușe duble. Vom număra din nou trei piciorușe duble, vom intra în cel de-al patrulea și vom continua seria de piciorușe duble separate de ochiurile de lanț. În felul acesta vom merge până la sfârșitul rândului, iar acolo noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci acest colțișor îl vom uni după aceea. Ajunse la sfârșitul rândului, în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, noi vom lucra 1, 2 piciorușe duble. Ne vom întoarce, vom lua acest colțișor, vom intra cu croșetul, vom trage firul, vom face două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte două piciorușe duble în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț. Iar acum vom scurta firul și vom închide rândul, pentru că de acum vom lucra la rotund. Acest capăt de fir noi îl vom ascunde aici dedesubt. Uitați-vă ceea ce am realizat până acum, deci partea de deasupra, și apoi vom continua să lucrăm. Am făcut un ochi de lanț, iar acum voi intra în corespondența primului picioruș dublu realizat din primul rând. Deci voi intra aici cu croșetul, voi extrage firul și voi face un picioruș scurt, după care voi continua lucrând 1, 2, trei ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența primului spațiu format din ochiurile de lanț și voi lucra 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare urmate de alte 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Voi intra în următorul spațiu și voi lucra în același mod. 1, 2, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de 3 piciorușe duble, 3. Lucra în felul acesta până când voi ajunge aici sub braț, unde am unit cele două părți ale lucrării, iar noi ne vom întâlni în acest punct. Am ajuns sub braț. După cum vedeți, aici avem un prim spațiu liber, spațiu format din cele două ochiuri de lanț de separare, și aici vom intra lucrând 1, 2,
trei piciorușe umbre. Două ochiuri de lanț, după care voi intra în partea cealaltă, în următorul spațiu, și voi lucra din nou trei piciorușe duble. Astfel, sub braț, am creat un nou raport. Felul acesta, după care vom continua exact ca și până acum, trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, corespondența acelui spațiu, și vom lucra astfel până ajungem la sub braț, partea cealaltă, iar noi ne vom întâlni aici. Și continuăm singure. Am ajuns din nou la sub braț, după cum vedeți, se observă foarte bine ochiurile de lanț, vom lua firul pe croșet, vom intra în acest spațiu și vom lucra trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate de alte trei piciorușe duble, partea următoare, se vede. Iar acum intrăm în următorul spațiu și lucrăm normal. Trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble, iar noi vom continua singuri și ne reîntâlnim aici la capăt. Ajunse la capătul rândului, aici, în ultimul spațiu format din ochiurile de lanț, eu voi face un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi întoarce lucrarea și voi continua lucrând exact ceea ce am lucrat până acum. În felul acesta vom continua lucrarea noastră, deci am făcut trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmate de alte trei piciorușe duble. Vom lucra singure. Două ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble în fiecare spațiu. Vom continua singure. Când veți ajunge să lucrați la sub braț, vă rog să nu vă încurcați. Vă aduceți aminte, am făcut trei piciorușe duble de o parte, trei de alta, separate de două ochiuri de lanț. Să nu vă încurcați să lucrați prin acest spațiu, să fiți foarte atente, intrați în corespondența celor două ochiuri de lanț care unesc cele două părți, spatele și fața. Deci aici vom lucra același raport, trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț. Trei piciorușe duble, însă trebuie să dați mare atenție locului unde le lucrați, pentru că altfel va fi prea larg buleroul, nu va avea o formă plăcută și vom continua apoi în mod normal. Deci acolo sub braț un pic de atenție locul unde lucrați raportul. Și vom continua din nou singure. Am ajuns la capătul rândului, corespondența ultimului colțișor, ultimului raport. Aici voi lucra din nou trei piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, urmat de trei piciorușe duble. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrul, firul pe croșet și voi intra
în corespondența spațiului, lucrând pe întreg parcursul rândului, aceleași picioare și duble separate de ochiurile de lanț. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci, acum nu am mai făcut cele trei, nu am mai făcut piciorușul scurt să mă unesc aici și să mă ridic din nou cu ochiurile de lanț, ci direct m-am ridicat cu ochiurile de lanț, am evitat piciorușul scurt de aici. Ajunse și la capătul acestui rând, vom întoarce în același mod, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrarea, firul pe croșet și vom intra în fiecare spațiu pe care îl avem lucrând aceleași 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble. Deci în modul acesta noi vom face începutul unui nou rând și în momentul în care voi ajunge la să îmi dau seama câte rânduri lucrăm, atunci ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci acum începem practic 1, 2, 3, cel de-al patrulea rând l-am început. Eu am lucrat un total de 7 rânduri, ținând cont și de primul rând unde am început modelul. Deci am un total de 7 rânduri. Acum, cu fir alunecat, voi ajunge în corespondență primului spațiu format din cele 2 ochiuri de lanț. Voi face 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând un număr total de 6 piciorușe duble în corespondența acestui spațiu. Deci vom face exact același model care l-am făcut la fustiță. Când am lucrat ultimul rând, deci am 6 piciorușe duble, un picioruș scurt între rapoarte, din nou 6 piciorușe duble în corespondența următorului spațiu. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi face lucrul atins în cameră și în corespondența următorului picioruș, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, un picioruș scurt în corespondența următorului picioruș. Deci, practic, vom repeta ceea ce am lucrat la partea terminală a fustiței. Vom continua, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt. După care voi trece direct în următorul și voi face din nou 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, 2, 3, un picioruș scurt. Iar acum voi trece imediat în următorul raport, în corespondența primului picioruș dublu. Și voi face din nou aceleași 3 ochiuri de lanț, un picioruș scurt în următorul picioruș. Vom lucra astfel până la sfârșitul rândului. Am făcut ultimele 3 ochiuri de lanț și voi închide aici cu un picioruș scurt la capătul rândului, vom scurta firul, iar apoi capătul firului îl vom ascunde. Avem câteva capete de fire de ascuns. Mie cel puțin îmi place ceea ce a ieșit până acum. Ia uitați-vă! E frumoasă, e frumoasă. E frumos boleroul. Așa.
acum vom face mânecuțele. Vom lucra în același mod în care am terminat aici la Bolero. Facem un ochi de lanț și voi intra în corespondența primului ochi de lanț, a ochiurilor de lanț, de fapt, de separare, și aici voi lucra trei ochiuri de lanț care țin locul unui picior dublu, firul îl iau cu mine să-l ascund, voi face cel de-al doilea picior dublu, cel de-al treilea picior dublu, cel de-al patrulea, patru, cinci, șase piciorușe duble, exact ceea ce am lucrat jos la pustiță și la Bolero. Aici vom face piciorușul scurt, vom trece în continuare lucrând acelea șase piciorușe duble, apoi piciorușul scurt între trei, patru, cinci, șase, piciorușul scurt, să știți că este mai migălos lucrul micuț decât cel mare. Și vom continua singure, vom face corespondența fiecărui spațiu pe care îl avem, acest evantai. Lucrând de evantaile am ajuns la capătul rândului. Acum voi intra în primul spațiu disponibil de aici și voi face un picioruș scurt, după care voi trece pe partea cealaltă în spațiu disponibil imediat de desubtul evantaiului și voi face din nou un picioruș scurt, după care voi prinde cel de-al treilea ochi din corespondența primului picioruș și voi face din nou un picioruș alunecat. Acum voi lucra trei ochiuri de lanț, voi intra în piciorușul următor, picioruș scurt, trei ochiuri de lanț. Practic voi repeta ceea ce am lucrat la partea de jos a boleroului. În același mod vom lucra și cea de-a doua mânecuță și încet încet ne apropiem de finalul acestei lucrări, care mie îmi place foarte mult, sincer. Deci am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu, voi face piciorușul scurt, după care voi trece în piciorușul dublu din următorul evantai, cu piciorul scurt sau cu fir alunecat, cum vă este mai ușor. Amândouă modurile sunt la fel de corecte. Și vom continua să lucrăm singuri. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Dragile mele, doamne, eu am ajuns la sfârșitul lucrării, deci am terminat și danteluța pe mânecuțe. Acesta este boleroul pentru fetițe, pentru nou născute, 0-3 luni. Aici putem pune un năsturel, mă voi decide pe parcurs ceea ce voi pune. Dacă v-a plăcut acest tutorial, vă rog să lăsați un comentariu, un like, să distribuiți eventual. Iar eu vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine, vă salut, vă îmbrățișez cu drag, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. De asemenea, cine nu este abonat pe acest canal se poate abona, poate veni cu o idee pentru noi tutoriale, iar eu, în măsura posibilităților, voi veni în întâmpinarea dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine. Vă doresc o zi minunată, la revedere, vă salută, Tatiana!